Eu cred că Nicolae Dică nu face bine când iese cu chestiile astea. Da, mă rog, e problema lui. Face cum consideră el că e bine pentru el. Adevărat că ieri Pintilii a fost cel care a spus primul ceva pe subiect. Da? Pintilii a zis, dom'le, nu ai salutat când ai plecat. Și că, și că nu ai cei 7 ani de acasă nesalutându-mă. Ei nu s-au înțeles? Dică era șeful staffului tehnic, deci nu era probabil că nu s-au înțeles. Când tu n-ai chimie cu toți membrii staffului, înseamnă că tu ai o problemă. Sau ei au o problemă, dar mai mulți de o parte, unul de o parte, mă rog, nu știu, aici e discutat. Eu mă înțeleg bine cu toți membrii staffului și v-am înțeles bine tot timpul, cu toți membrii staffului. Nu i-am adus eu pe toți. Ei. Dar cred că sunt un, nu știu, un director, va spune mai bine că mă cunoaște, poate mai bine decât mă cunosc eu, că eu sunt subiectiv. Eu zic că știu să comunic. Dică nu știe să comunice? Pentru că, ce spune Dică? El zice așa. Cu stila nu se face. În momentul când nu e chimie între doi, pot lucra împreună, dar nu trebuie neapărat să fie prieteni. Dar chestia asta cu salutul de despărțire, da, are dreptate Pintilii. Nicolae Dică a plecat fără să-i salute pe Neubert, Pintilii și Popa, cred. Na. E adevărat și păi ce și cu spune... cine a salutat din staff? Ca să înțelegem și cu cine avea chimie. Că cei 3 sunt unui secund preparator fizic. Pe Filip, Ovidiu Petre a salutat? Băi, asta nu mă... Nu știu, nu știu, întrebați pe da, el. Erau acolo Pintilii și Neubert? Sau cum? Că tu ai fost acolo, tu înțeleg că tu te-ai salutat cu Dică în ultima zi. Da. Că n-au fost probleme cu tine, nici înțeleg? Cu Mache, nu, nici pe Mache nu l-a salutat. Nici pe Mache nu l-a salutat? Așa parcă. A, măcar, chiar avem meci la Craiova, nu joacă Companiu, nu e Crețu, e suspendat. Și acum vorbim de cine a salutat și cine nu a salutat. Nu știi, okay, știi e de problema ce? Lor, până la urmă eu mă opresc aici. Ce să mai vorbesc eu? Și eu zic că nu-i face bine lui chestia asta, că este și spune că, vezi, Doamne, nu pleca Pintilii. Dar spune un lucru mai grav de atât. Pentru că asta cu salutul e cum e. Dar el zice așa, unora le place gestul. Nu le-a convenit disciplina pe care eu am impus-o. Și asta mi se pare mie, pentru că după aia mai are și alte aluzii. Dar asta cu disciplina a spus-o subiect predicat, zice, dom'le, unora de acolo nu le-a convenit disciplina pe care eu am impus-o. Eu peste tot vreau... Să dezvolte subiectul și atunci o să dau și o replică, dacă ține neapărat. Nu știu ce disciplină a impus el și la ce nivel. Adică la nivel de vestiarul echipei de seniori, la nivel de vestiarul staffului, acolo mă schimb și eu. Habar n-am, nu știu. Nu știu, asta chiar că e o chestie pe care trebuie să o explice. Ce disciplină a impus el și cui nu i-a convenit. Trebuie să spună clar și după aia dăm replică. Pentru că nu știu la ce să dau replică. El a zis inclusiv când ai spus... Tu ai nuanțat niște lucruri și le-ai spus apropo de meciul cu Rapid, da? Imediat după meciul cu Rapid tu ai explicat, Dică este un tip, are o anumită structură, da? Sufletească și de comunicare, Pintilii are o altă structură de sufletească și de comunicare. Și tu ai zis că poate schimbarea asta, nu ai zis că a făcut bine, că a făcut rău, că a făcut, ai spus niște lucruri, da? De diferențe. Și eu l-am întrebat, cum e? Tu comunicai mai puțin cu fotbaliștii? Și el a insistat, nu, eu impun disciplină. Și asta să știe toată lumea, că eu impun disciplina. Okay. Și ieri a zis că nu tuturor le-a convenit și în momentul în care se vorbea... cui nu i-a convenit, că n-am chef să mă enervez acum. Să-i explice cui, mie nu mi-a convenit, a făcut disciplină, că nu făceam eu disciplină, să-i explice exact care-i treaba și după aia o să discutăm. Dacă ținem neapărat să... Pe mine mă interesa altceva. Juca echipa sau nu juca echipa? Asta mă interesează. Dacă nu juca echipa, cine era vinovat? Erau fotbaliști vinovați că erau foarte slabi, erau alții vinovați, era antrenorul, erau antrenorii secunzi, erau Popa, i-a spus lui Târnovanu să scape mingea în poartă sau chestii de genul ăsta. Vreau concret. Nu vreau vrăjeală din asta, stai așa că o să spun, dar nu spun, dar o să mai spun, dar sau s-ar putea să nu mai spun. Spune, domne, ce ai de spus? Ai ceva să reproșezi mie? Spune. Ai ceva să reproșezi lui Pintilii? Spune. Ce poți să reproșezi unora? Să spui ce? Din cauza raportului pe care l-am avut cu unii, n-am avut eu rezultate? Înseamnă că asta poate să fie într-o singură direcție. Ăia cu care n-am avut eu raport au făcut ce au putut ca echipa să nu joace. Că altfel nu mă explic. Dar vreau concret. Că așa să vorbim numai de dragul de a vorbi. Mai spune că n-a fost acceptat de principal, de către Pintilii și Neubert. Că nu l-au acceptat niciodată, că nu l-au acceptat niciodată de șef acolo. Ok, dacă spunea de mine, dădeam replică. Acum nu are niciun sens. Am vorbit, nu știu... Nu știu, părerea mea că, încă o dată spun, nu și-aveau rostul discuțiile astea. Nu, da, vorbesc eu... așa pentru pașii următori pe care îi face el în cariera lui de antrenor, pentru că e foarte tânăr, are 42 de ani. Și chestia asta să pleci și după aia să spui că până la urmă încerci să cauți niște scuze sau ce? Că nu înțeleg de fapt care e problema. Voi ați purtat un dialog și ți-a explicat niște lucruri. Dică era antrenor. Care nu i-au convenit. Secund numărul 1 era Viorel Tănase. Secund numărul 2 George Cotigă. Și după aia urmau membrii staffului. Care-i problema? Întreb. Din ceilalți să zic că o influență directă putea să aibă Marius Popa. N-a apărat Târnovanu? A fost poate cel mai bun jucător al nostru. Care-i problema? Unde-i problema? Cine a greșit? Ce s-a întâmplat? Ceva e bizar. Adică ceva n-a funcționat. Câtă vreme el spune că din interiorul clubului, imediat după meciul cu Rapid, au fost scoase de la catapult cifrele alea către presă și spune special s-a făcut chestia asta. Spune cine a scos și ce a făcut. Ce catapult? Unde a apărut din catapultul nostru în presă? Cifrele ar fi apărut pentru că nu ar fi apărut. N-au apărut. Nu au apărut. Nu am văzut așa ceva. Spune că e o diferență între instat și catapult, e o diferență de 4-500 de metri care sunt dați de mersul din vestiar, că catapultul ți se pune în vestiar pe spate, da? Și după aia parcurgi o distanță până în teren, după aia alergi. Diferența dintre instat și ce cifre au apărut în Gazeta Sporturilor, el spune e dată de catapult. Deci sunt informații din interiorul clubului. Așa și el zice, a înțeles toată chestia ca pe o tentativă de a... Are prea mult timp liber. Ok. Am înțeles. Chiar nu știam despre ce. Are prea mult timp liber. Să facă scenarii de astea, că cineva încearcă... Nu vrea nimeni să-l discrediteze. Am spus-o clar, o repet. Nu este un mandat cununat cu insucces. Este un mandat bun, pentru că a calificat echipa după 5 ani, după ce tot el o calificase în grupele unei competiții continentale. Sunt convins că dacă nu venea înainte de meciul cu Saburtalo, retur, nu ne calificam. Am convingerea asta. Nu știu dacă ar fi venit altcineva dacă era în stare. El a fost capabil să facă asta. Eu am avut discuția asta cu el în parcare înainte de a pleca atunci. Când am ieșit eu după el, practic. Nu știu, venea să-și ia, a rămas bun, probabil că venea, nu știu, eu am ieșit după el. Nu pleca, nu ieșise să să-și ia, nu avea valiza după el. Bineînțeles. Și am ieșit și am zis, uite că nu am dat mâna, ok, nu știu, ok, dar treaba ta, faci cum vrei. Ați zis că n-a dat mâna? Bineînțeles. Cu cine? Cu Pintilii? Da, eu n-am dat mâna cu ăștia, ok, foarte bine. Că trebuia de la început să spun, trebuia să vin la început cu stafful meu, băi, ai venit cu stafful tău. Cu Tănase și Cotigă, staful tău. Nu pot să... Dar el s-a simțit lucrat, că asta nu înțeleg. Păi asta încerc eu să spun. Lucrat de Popa cu Târnovanu. Adică astea sunt niște chestii care mă depășesc. Eu nu sunt prost și nu suport fracturile de logică. Cum poți să spui că... Să lași impresia că te-a lucrat cineva când jucătorii antrenați de persoana respectivă au fost cei mai buni. Cel mai bun a fost Târnovanu. A apărat senzațional. Și Neubert poate contribui la lucrarea lui. Adică Neubert poate într-un fel... Vine aici să spună clar. M-a lucrat Neubert că n-a fugit la 800 de metri de la vestiare până acolo, cum zice catapultul, față din stat și chestiile astea. Dar să vină cu mine în emisiune, nu e niciun fel de problemă. Chestiile astea deja frizează ridicolul și m-am săturat. Să pierd vremea comentând niște chestii pe care eu nu le-am simțit și nu... Asta e important ce spui acum. Deci asta mi se pare foarte... Că tu nu ai simțit lucrurile astea, mi se pare foarte important. Pentru că, acum, hai să o luăm altfel. Tu știi bine și îmi cer scuze. Există mai multe variante de instalarea unui antrenor la un club. Există cluburi, de exemplu, cum e Milan, care l-a ținut pe Tassotti în staff ani de zile, el era omul clubului și indiferent ce se întâmpla. Foarte multe cluburi care fac asta. Liverpool face asta, Inter face asta, în fine. Bun. Da. Dar există și club și antrenori care insistă să vină cu propriul lor staff, exclusiv. Să fie sănătoși. Le urez succes în carieră, la noi n-au ce să caute. La noi, orice antrenor vine, lucrează cu Neubert, lucrează cu Popa, lucrează cu Pintilii. Că vrea să vină cu un colaborator foarte frumos. Dar nu poate fi o problemă pentru următorul antrenor dacă Dică zice astăzi că se simte lucrat de oamenii aia trei, nu știu de trei. El zice că nu zice că se simte lucrat. Lasă de înțeles lucrul ăsta. El nu zice cu subiect și predicat. Dar nu poate fi o problemă pentru alți antrenori care vin chestia asta, adică acolo pare un monolit, acolo par trei oameni care sunt într-o relație foarte bună, sunt foarte strânși, foarte prieteni unii cu alții. Eu sunt al patrulea. Tu ești al patrulea. Filip e al cincilea, Ovidiu Petre al șaselea. Bun, deci sunt, mai departe. Sunt șase oameni acolo. Team managerul Ianulie al șaptelea. Și vine un antrenor de presă al optulea. Ce să fac un antrenor? Un antrenor vine și acceptă condițiile. Nu acceptă condițiile, se duce în altă parte. Dar nu trebuie se duce cu ce? Păi ce să facă? Păi eu am cel mai bun antrenor de portar din țară. Să vină unul cu o pușcărie de antrenori de portari și noi îl avem pe cel mai bun pe care l-am adus de la Oradea și am spus băiatului, aduți familia în București. Întrebați-l pe Mirel Rădoi, că a lucrat cu el, cum e Marius Popa. Întrebați portarii. Toată lumea spune. Dacă toată lumea spune, atunci ce mai, pentru ce mai vorbim? Întrebați portarii. Da, știu. Întrebați-l pe Florin Niță, care nu mai e la noi de mult. Toată lumea vorbește la superativ de el. Și atunci hai să... Dar hai să nu discutăm doar de Popa. Eu am o singură problemă și sfătuiesc pe oricine care consideră că a avut un insucces să se uite dacă a greșit sau nu. Nu să caute vinovați unde nu există. Mai spune el o frază care iarăși mi se pare foarte importantă, apropo de cum a jucat Coman ieri. Și l-am întrebat cum ți s-a părut Coman și așa. Și pe dincolo și-a povestit. El a avut o perioadă foarte bună la început, după care nu a mai fost la același nivel. Coman, când are viață privată disciplinată, poate să facă foarte multe lucruri. Nu mi se pare ok să vorbești în public despre un jucător pe care le-a antrenat, despre viață privată și despre viață publică și chestii de genul ăsta. Și aici m-am oprit. Dar are o problemă Coman cu viața lui extrasportivă? Și aici m-am oprit. Am înțeles. Întrebați-l pe Dică, știe mai multe. Dacă vorbește despre asta, nu e ok să faci așa ceva. Este chiar foarte grav. În perspectiva a ce vrei să faci de acum încolo, dacă vrei să antrenezi sau nu. Andrei, ai cuvântul. Te întreb și pe tine. Eu cred că, în primul rând, că Nicolae Dică a fost foarte nervos și n-a salutat, pentru că e a doua oară că și la Cluj, după ce a mâncat bătaie, n-a salutat, a fost acuzat că n-a salutat și a cerut scuze pentru că a fost nervos. Acum, cred că și de data asta a fost nervos. Da, spune totodată că Pintilii nu saluta niciodată când pleca de la antrenamente. Asta este o... Asta. Și că Pintilii pleca fără să zică nimănui nimic. Practic asta. Poate se simțea inutil Pintilii, habar n-am. Și atunci, bă, nu mă folosești, eu plec. Nu știu cum e colaborarea asta, dar vezi o problemă pentru genul ăsta? Adică vine un antrenor care trebuie să se muleze el pe stafful care e în momentul ăsta. Nu, e problema antrenorului, din punctul meu de vedere. Pentru că în momentul în care Klopp a venit la Liverpool, 70% dintre cei care erau în jurul echipei erau acolo și au rămas acolo. Și Klopp a fost iubit și este în continuare iubit de toată lumea, chiar și acum când n-are rezultate. Eu cred că antrenorul trebuie să înțeleagă că trebuie să fie nu doar un manager. Unii dintre ei nu înțeleg nici măcar că trebuie să fie manageri. Adică unii care... cer jucători cu nemiluita, nu contează cât consumă clubul, el vrea să-și facă treaba. Dar pe lângă acest titlu de manager trebuie să fie un lider. Iar liderul nu are cum să aibă parte de un asemenea tratament din partea celorlalți, pentru că are capacitatea de a se adapta și de a arăta că el e șeful. Haideți să spun ceva. Că acum domn director chiar m-a deșteptat puțin. Eu am fost 10 ani jumate conducător la Galați. Ok, eram la Galați, eram gălățean, mă rog, jucasem pe la tinere, pe la junior, pe acolo, știam toată lumea, nu e un mare lucru să fii, eram tânăr, dar mă rog. La 37 de ani am venit la Steaua. La Steaua! Credeți că mi-am adus pe cineva cu mine? Am intrat într-un colectiv unde cred că 90%, dacă nu 99%, nu mă suportau din start. Ce caută ăsta? N-a jucat. Ce caută aici? Adus de Gigi pe nu știu ce. Și ce să vezi? Am performat, dar nu mi-am adus pe nimeni. După 5 ani petrecuți la Steaua, 2 în care am ocupat mai mult de partea administrativă, și am tot făcut niște propuneri, nu erau luate în seamă de când era vorba de transferuri, după aia erau venite ca ideile altora, nu contează. Am plecat la Urziceni, unde era, uite, Felix Grigore. N-am adus pe nimeni cu mine, dar n-am adus pe nimeni. Poate Felix atunci ar fi putut să se simtă lezat. Băi, ce caută ăsta? Vine, ok, eu fi fost pe la Steaua, dar ce vine peste mine? Am avut o relație impecabilă, fără fisură. Pentru că știi ce se întâmplă? Cu leadership te naști. Niciodată nu poți să ți-l antrenezi. Da, de acord. Eu n-am niciun fel de problemă să mă duc, să spunem, prin absurd. Plec la Șepși. Oesca. Joacă imediat. Fac pariu că într-o lună am raporturi perfecte cu absolut toți cei din club. Și poate că învăț și ungurești. Deci nu spun așa de... Nu, chiar nu vreau să fac vreo glumă, vreau să fiu ironic. Da, cred. Pentru că așa mi se pare normal. De aia tot timpul am acuzat antrenori care au venit de ani de zile în România și habar n-au să vorbească românește. Bun. Este umilitor pentru ei, jignitor. Învață românește. Puneți 3 ore pe zi și învață românește. Dacă tu nu ești în stare să înveți altfel. Asta trebuie să ai, o ai sau nu ai. Deci din ce spui tu, eu problema e la Dică. Eu vorbesc de mine, nu vorbesc de Dică, nu vorbesc de nimeni. Da, dacă Dică are ceva să-mi spună public, să îi răspund public. Dacă are ceva să spună cine l-a lucrat și cum l-a lucrat, că așa, hai să zicem că am fost lucrați. Pentru că știi ce se întâmplă? Și asta este un paradox și o chestie pe care nimeni nu o înțelege, că fotbalul are niște taine încă nedeslușite, dar multe rău de tot. Și cu cât înaintezi în vârstă, în meserie, îți dai seama, nu că nu știi, că începi să capeți experiențe și începi să știi multe, dar descoperi că sunt foarte, foarte multe pe care nu le-ai întâlnit și habar n-ai de unde să le iei. Meciul ăsta cu Universitatea Cluj a venit de nicăieri. Aveam 4 victorii consecutive în campionat. Ne mergea, jucam extraordinar, dar ne mergea treaba. Am venit cu un 2-2 la Anderlecht, echipă care a mers mai departe în grupa asta. Deci spălasem cumva, clătisem imaginea după sincopele alea cu Silkeborg, dar acolo v-am spus, n-am jucat cu prima echipă, au fost compromise, ne scuzăm în fața suporterilor și atât. Mai departe, nu ne-am gândit niciodată că se poate întâmpla așa ceva. S-a întâmplat asta, a ieșit Gigi, a plecat Nicolae a doua zi. Și după aia a început chestia asta care văd că nu se mai termină și nu face bine nimănui, chiar nimănui. Spui că oricine vine la club trebuie să lucreze cu oamenii ăștia, da? Da. Presa din Azerbaidjan, dar nu numai, și presa din România vorbește despre Reghecampf. Presa din Azerbaidjan vorbește de un fotbalist de care n-am auzit în viața mea, că-l luăm noi. N-am auzit în viața mea de el. Saiev sau nu știu cum, n-am auzit în viața mea de el. Bun. Recunosc că nu știu, nu urmăresc campionatul azerbaijanist. Zic și eu la așa, știu. Așa să mai facem puțin. Normal, să mai destindem un pic lucrurile. Dar, întrebarea următoare, Reghecampf Că, până la urmă, e deschisă lista, da? Inclusiv Reghecampf poate fi la o, adică, o opțiune. Reghecampf, dacă vine la FCSB, trebuie să lucreze cu Neubert? Asta putem să discutăm. Dacă spune Gigi, băi, va veni Reghecampf, vorbește cu el, stabiliți ce staff. Deocamdată nu vreau să discut situații ipotetice. Reghecampf este sub contract la campionatul Azer. Dar de ce doar Azer? E o întrebare bună. Da. O vom lămuri. Ok. Deci, trebuie lămurit la momentul în care varianta Reghecampf devine una... Este? Există discuții cu antrenori în momentul de față? Nu. Nu, din câte știu, nu. Avem alte priorități acum, fotbalul e puțin pe planul 2. E o săptămână importantă din punct de vedere religios. Exact. Am înțeles. Ok. De ce n-a jucat Companiu? Că pentru că s-a dorit. În primul rând a fost un... Pe noi ne-a eliminat din cupă Cojocaru. Cu arbitrajul ostil, cel puțin ostil, nu știu cum să-l cataloghez, cu greșelile imense pe care le-a făcut în meciul ăla. Pentru că dacă rămânem 10-10 când Benga șutează după fluierul arbitrului și avea galben deja, se discuta altfel. Sau dacă măcar Octavian nu era eliminat complet gratuit. Și atunci ori îl trimiteam pe Companiu la Galați, ori făcea alături de cei care n-au făcut deplasarea 3 antrenamente foarte bune. Ce înseamnă să joci la Galați? Joci joi. Miercuri nu te poți antrena, adică te antrenezi pentru meci, e un antrenament mai lejer. Joi e meciul care, nu știi, joci, nu joci, unii nu joacă. Așa? Vineri, refacere pentru cei care au jucat. Nu e exact un ciclu. Companiu astăzi a plecat în Italia, are și el nevoie de câteva zile libere. Aha. Și am considerat că așa e cel mai bine. Ca el să se antreneze foarte tare împreună cu cei care vor juca la Craiova și chiar am rămas cu ei și am văzut antrenamentele și au fost niște antrenamente foarte, foarte, un ritm foarte alert și competiție și zâmbet pe figură absolut, de la Târnovanu până la, știu eu, Octavian Popescu. Și cam asta a fost povestea. Cred că e important ce spui, pentru că au apărut speculații pe bună dreptate până la urmă. Nu îl folosesc pe Companie pentru că, indiferent cu toate riscurile de rigoare de a plăti clauza, poate nu e niciun risc. Acolo plătești pentru că așa scrie în contract. Poate că Gigi Becali zice, dom'le, vreau să-l folosesc oricum ar fi ca să câștig 3 puncte. Nu știu. O să joace Omrani. O să joace Omrani. Da. E apt. Este apt, combatant. Am înțeles. Asta era chestia. Poftim? Asta, combatant era CSA. Da. Da. A mirat că putea fi folosit Companiu, de asta zic, adică a mirat decizia că putea fi folosit Companiu în meciul ăsta. A mirat decizia pentru cei care nu înțeleg. Da. Ce înseamnă un ciclu de pregătire și că... Da, după aia vine pauză după Craiova. Câștiga, bineînțeles că vine pauză, tocmai de aia. Că pierdea și mai mult. Venim pauză. Încă un lucru mai spunem legat de Napoli. Revenirea lui Napoli... N-am primit-o cu surle și trâmbițe. Da. Ce să facem? Da, e ca și cum ar fi bun. Mie mi-a plăcut tot timpul cum se exprima echipa. Nu știu dacă în mandatul 3 și 7, dacă a fost la fel, dar în 4 se rețin că a fost foarte... Nu. Anul trecut, lăsând până la fac, anul trecut a fost ok. Chiar echipa a fost bine anul trecut cu Nicolo Napoli. Care a fost cel mai bun mandat al lui Napoli, Andrei? Știi, cam asta, întrebarea asta e să punea lui Neimie, că el venea la Steaua mereu când era criză și câștiga câte ceva, campionat, cupă și tot ăsta a fost mandatul cel mai lung. La Neimi e clar care a fost cel mai lung mandat. Păi nu, că tot timpul i s-a că ăla a fost și ultim. Okay. Nu, penultim a fost la Steaua. Nu, penultim a fost. Antepenultimul, cred că. Cred că a mai fost de două ori după aia. No. A fost cu Panduru, cu Adrian Ilie la începutul, așa, după care a fost și cu Lucescu când a câștigat cupa cu Belodedici. Cu Mircea Lucescu. Da, de două. Deci a câștigat și în aia cupa, deci tot timpul câștiga câte ceva. Înainte, cred că de Euro 2000, el era, cred că, la Steaua și după aia l-a înlocuit pe Pițurcă la Națională. Nu era la Steaua, nu cred că era. A câștigat cupa sau în 2000-2001, când a câștigat Steaua, când a egalat Belodedici 2-2, Arena Națională. Steaua Rapid, finală de cupă. Cred că 99 a fost atunci, nu? Asta e 99. 99, cred că. 99, că eram cu Țiți la meci și Țiți urma să semneze cu noi. A egalat? Da, când a egalat Belodedici. Cu noi la Galați. Da, minutul 90 și după aia au bătut la penaltiuri Steaua. Și americane era. Și a mai fost și cu generația Panduru, Gâlcă, Adrian Ilie, înainte de... sau după Iordănescu, în 93-94. Deci Napoli a ajuns un fel de Neaimi pentru Craiova, a venit ca tot timpul ca salvator. Că nu știu care a fost cel mai bun mandat. Era o glumă, deci, întrebare. Da, a fost și o perioadă în care erau bine, că aveau și echipă bună la Craiova, când nu erau scindați cu frații Coste, atunci parcă aveau o echipă care se exprima destul de bine. L-a spulberat pe Guidolin oricum.